Acesta este primul material în limba română dedicat tradițiilor marțiale ale vechilor clanuri de samurai. Aikigo Shindo, tradus prin protecție, trup și spirit pe calea armoniei, este o artă marțială derivată din tradițiile militare ale clanului samuraiilor Takeda, o nobilă familie a Japoniei medievale. Rapid ca vântul, tăcut ca pădurea, devastator precum focul, nemișcat precum muntele. Aceasta era deviza lui Takeda Shingen, un faimos general al clanului Takeda, ilustru strateg al Japoniei, preluat ca sursă de inspirație și de celebrul regizor Kurosawa. Într-un popor cu o istorie zbuciumată de atâta războaie și rivalități pentru putere, generalul Takeda a rămas neînvins, intrând chiar în legendă prin genul său militar și spiritul său cavaleresc. Acesta este contextul și familia ce a perpetuat în secret o artă marțială aparte, Aiki no Jutsu, bazată pe armonizarea energiilor în timpul luptei, trei în acest Aikijutsu al școlii Takeda, sursa reală a mult mai popularei discipline Aikido, și cuprinde forme de încălzire specifică, Goshin Taiso, deplasări și eschive, Sokutai Dosa sau Sabaki, forme de bază didactice, Kihon Waza, aplicații de o eficiență incontestabilă, Henka Waza, precum și o serie de forme avansate, cum ar fi contraatacurilor de arme, contra mai mulți adversari, diverse forme de utilizare a energiei interne, acel mystic ki. Cel ce prezintă aceste tehnici este maestrul Roland Maroto, unul dintre puținii europeni ce și-au dedicat viața acestor căi orientale ale cunoașterii, studiind direct în Japonia cu numeroși experți, urmași ai unor școli reputate ale samuraiilor. El a fost chiar adoptat în vechea dinastie Minamoto, sub numele de Minamoto no Maroto, și a fost recunoscut după ani de practică ca expert al școlii și han. De asemenea, sensei Maroto a fost autorizat să predea școala Takeda în maniera sa proprie, Maroto-ha. Deși foarte eficiente în autoapărare, în Japonia, aceste vechi arte marțiale fac parte din patrimoniul cultural propriu, fiind considerate cu mult dincolo de simple exerciții fizice. Aikigo Shindo este o tradiție culturală și spirituală, o întreagă filozofie, un sistem educativ menit să îmbunătățească armonia interioară a individului și relațiile sale cu lumea.